Bun găsit, doamnelor, domnilor! Octavian Stânciu sunt astăzi la Istoria Fotbalului, episodul 2, cu domnul Octavian Roșca, fostul mijlocaș al Politehnicii Timișoara, de la finalul anilor 70 și începutul anilor 80, cea mai frumoasă perioadă din istoria fotbalului timișorean, câștigarea Cupei României și eliminarea lui Celtic Glasgow, un loc 3 în divizia A. Bine ne-am regăsit, domnule Tavi! Bine ne-am găsit! Am terminat episodul precedent, primul din această serie, când ați venit la Poli în 1975. Da. O perioadă foarte, foarte frumoasă pentru fotbalul polist. Mulți sunt foarte nostalgici cu acea echipă, cuplul de atac, Dașcu cu Bojin. Da. Când am venit eu în 75, atunci au venit, înainte cu un an, nu știu, Politehnica a adus 7 sau 8 jucători. Printre care Idembroschi. Idembroschi, Dan Păltinișanu. Petrescu. Nu, Păltinișanu a fost mai repede cu un an. Mai repede. O grămadă. Da, da. Istrătescu, Crângașu Decu, a fost. Decu, da, Crângașu. Da, da, da. În 75, când am venit eu, atunci a fost adus antrenor Petrică Rădulescu cu Costică Rădulescu. Principal era Nea Costică. Da. De fapt, Nea Petrică, cred că era, că era mai în vârstă și cred că avea și calificarea necesară și până când Nea Costică. Dar împreună erau, da. Da. Atunci de preciza că nu exista nicio legătură de rudenie între ei, amândoi se numeau Rădulescu, dar nu erau rude. Păi da, sigur. Și atunci am venit și eu. Așa se întâmplă că de fiecare dată eram tot cel mai mic dintre toți. Adică cel mai 20 tânăr. De ani. Păi da, 20 de ani. La Reșița aveam 17, aici 20. Toți erau mai bătrâni, mai în vârstă. Nu erau, unii erau mai așa. În sfârșit. Atunci știu că am început pregătirile. La Orșova am făcut pregătire. Cu ăștia am început meciurile. Cam greu am început noi atunci. Campionatul. Și cred că prin etapa a 7-a sau a 8-a a trebuit să plec în armată. Intrasem la facultatea de construcții, la terme redus și era obligatoriu să mergem acolo unde eram repartizat. Și eu aveam repartiție tocmai la Buzău. Așa. Da. Noi, construcțiile, așa. Aici tot m-a ținut Nea Costică, stai, nu te du, până când se rezolvă, să face transferul, în sfârșit, nu știu pe ce metode, ziceau ei că rezolvă. Știu că după meciul cu Jiu, mi se pare, am câștigat acasă 3-1, am și dat și gol. Urma meciul cu Sport. Și m-am trezit cu patrula la stadion cu un maior și doi soldați cu armele, haide că trebuie să te luăm. Ce să faci? Am trebuit să plec și am întrerupt atunci, prin etapa 5-a, 6-a, nu mai știu când. Păi, eu trebuia să fiu în 15 septembrie și am plecat în armată prin octombrie. Două săptămâni am mai stat și asta. În primăvară totuși, în iarnă, în decembrie, am fost adus înapoi de la Buzău. Buzău, acolo, antrenor era Pârcălab în divizia B. Săgeata Carpaților. Da, era asta și nu vrea să... El vrea să mă țină pe perioada armatei. A jucat în divizia B la ei. Nu, am jucat numai câteva meciuri amicale. Ori făcut niște meciuri amicale. N-a fost legitimat. Nu. De ce? Pentru că ăștia de la Buzău vorbeau cu conducătorii de la Timișoara, nu știu ce, și au spus. Și ăștia ziceau, veniți la federație că vă aducem dezlegarea până în vară, nu? Că așa era, cu împrumut. Miercuri făcea meci amical, Nea Ion făcea meci amical, jucam miercuri meci amical, vineri iară mă băga în unitate, pentru că ăștia nu aduceau dezlegarea, nu veneau. Da. Că era rectorul Anton atunci și domnul rector și le spunea, nu, lăsați că se rezolvă. Uh-huh. Și tot așa eram. Am jucat vreo 2 sau 3 meciuri amicale acolo pentru Buzău, ca să mă încadrez în echipă, dar între timp, în decembrie, țin minte că în 2 decembrie sau nu știu când, am fost
am primit ordinul de mutare de la Buzău să vin aici la Timișoara. Și la mine la Timișoara aici, am și jucat aici pe terenul ăsta. Pe Știința. Pe Știința, pe terenul lui Știința. Am jucat la tineret, pentru că venisem de trei zile, patru zile. Da. N-am făcut, nu? Deci tineretul juca aici pe Știința? Am jucat pe Știința. Un noroi, ce să vă spun. Am jucat cu Târgu Mureșu. Așa am jucat la tineret. După care s-a și întrerupt campionatul, adică s-a terminat turul și a urmat returul cu pregătire, perioada de pregătire, returul și turneul. Țin minte că am fost și în Polonia cu echipa și eram militar și nu prea aveam voie. M-au scos de acolo, din armată, și mi-au dat voie să mă deplasez. Eram militar, n-aveam voie. Da. Și atunci am jucat la Polonia. Primăvara respectivă, atunci am jucat. Între timp, în 70 și asta a fost în 76, s-a terminat. Pe urmă... Haideți să reamintim telespectatorilor acea frumoasă echipă din 75-76. Păi în 75-76, când am venit eu, aveam pe Popa, Jivan? La început, Popa. Popa în poartă? Nu. Jivan în poartă, Jivan cu Catona erau portari. A, vorbiți de Ioan Popa, fundașul dreapta. Fundașul dreapta. Am crezut că e un cu Popa Mioc, de care eu n-am auzit. Era, nu, Popa cu Mioc era fundașul dreapta. Era Arnăutu. Da. Stoper. După care, da, Arnăutu, Părtinișan, Maier, da. Șuli. Pe urmă, la mijloc. Maier pe stânga. Da. Pe urmă era Lața, Mehedințu, care atunci juca la mijloc. O juca la mijloc. Aha. De ce? Până la meciul cu Dinamo. Dinamo a câștigat aici, când eu am fost în armată, că urmăream la radio meciul. Da. A câștigat meciul 4-0. Și 4-0 atunci, aici la Timișoara. La Timișoara, nu Dinamo. Nu da. Ăsta. În 75. Da, da, da. 4-0, spun precis. Da, de ce? Cred. După meciul respectiv, a fost scos din lot Arnăutu și Jivan. Și a trecut Mehedințu stoper. Da, atunci a trecut Mehedințu stoper. Da. Și a fost Decu Crângașu care a jucat. Care avea o perioadă, dar el venea după un accident. El a venit după un accident, tot în perioada când eu am fost în armată în tur, a jucat cu Reșița aici și a făcut ruptură de tendon. A trebuit să stea și pe urmă a venit, a jucat el un pic. Dar pe urmă n-am mai prins echipa. În Polonia, acolo, când eram în pregătire, atunci cum a pregătit meciul, era cu Gornik Zabrze, am jucat cu campioana care a fost asta și atunci... Lubanski juca încă la Gornik Zabrze. Nu mai știu. Celebrul Lubanski. Da, erau acolo. Da. Erau, nu mai știu. Și de-aia spun. În sfârșit, să nu mai lungesc așa. Atac? Și atacul aici totdeauna noi am avut probleme. Angel era deja. Era Angel Petrescu. Angel și Petrescu. Extremele, da. Da, Angel Petrescu și era față. Cotec. Cotec era în 76, după care a venit pe urmă Șerbănoiu, Floareș. Floareș. Da, l-a băgat atacant după, mult după aceea l-a tras mijlocaș. Fundaș. Și fundaș central. Și mijlocaș a fost. Puțin. Mijlocaș puțin? Puțin. Da. Fundaș central. Dar era Floareș. Dascu și Bojin. Era Floareș. Dascu plecase. Plecase. Bojin a plecat la Reșița. Uh-huh. Și rămăsese Floareș. Floareș. Vârf cu Cotec. Cotec pe care Cotec l-a adus. Cotec juca vârf? Da. Aha, eu l-am prins extremă. Păi l-ai prins extremă? Era Nucă deja, era Nedelcu, era Djukić. Nu, el a jucat vârf. Da. La noi. Și atunci când am făcut mijlocul, atunci a venit mijlocul Lața, eu, Dembroschi. Dembroschi mijloca stânga? Juca. Nu, Lața. Juca stânga, Dembroschi dreapta. Eu în centru. Da. Că s-a jucat 4-3-3. Da, da, după da. Care era Angel. Aici aveam Cotec, Șerbănoiu, Cotec, Floareș, după care Floareș a fost înlăturat, mi se pare în 70 și nu știu că... Încă era în perioada Angelo Niculescu, 77-78 da, 79 era aici, uitați că e pe da, poză. Da, 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 acea echipă Floareș, foarte frumoasă. Lângă Baturi. Da. Da. Era Floareș și în stânga juca Petrescu. După aceea a venit Barna,
anul următor Dorin a venit Barna. Dorin Barna cu Nucă. Dar el era fundaș, Dorin Barna. Da, da, a venit la echipă. Da, da. Da, Nucă, da. De la Făgăraș. Nucă de la Făgăraș și Barna de la Sibiu. De la Sibiu. Și la Sibiu. Da, și au venit. Și atunci a plecat, Mioc a plecat la Reșița, Popa a fost dat pe la UMT, nu știu unde a jucat, și a venit Vișan. Vișan de care la CFR a fost, Cluj. Da, și Vișan l-a băgat pe Vișan, fundaș dreapta, pe urmă a venit Nadu și a jucat de la Nadu, Severin. De la Severin. Și Vișan dincolo, a trecut pe stânga. Da, a trecut, dar când a jucat Vișan, a jucat cu Barna. Aha. Și cu Maier atunci iară n-a mai jucat, s-a dus la Constructorul și asta. Fantastic Barna, ce vă amintiți, da. Toate. Păi da, cam era o perioadă așa scurtă, așa nu era. Cam așa a fost echipa. Echipa era clară, nu prea s-a schimbat. După care a venit domnul Angelo Niculescu. În 77, vara. Da. Celebrul antrenor pentru cei mai tineri, spun asta, care a condus România la Guadalajara în 70, când Imi Dembrovski, pe atunci era la Dinamo Băcău, a fost declarat cel mai bun jucător român la acel turneu final. Da, da, da. Celebra campania mexicanilor cu Dinu, da. Dobrin, mă rog, era în lot, dar n-a jucat niciun minut, Mircea Lucescu, Rică Răducanu și așa mai departe. Da. Meciurile cu Anglia, 0-1, campioană mondială, au un titlu pe atunci. Cehoslovacia, 2-1, o uriașă victorie pentru România, semnată de rapidistul Sandu Neagu. Și un 2-3 cu Brazilia, care va cuceri titlul, Brazilia lui Pele, un gol semnat de Dembrovski, da, ca o paranteză. Da. A venit domnul profesor Angelo, un antrenor. Cu Neacostică Secund. Da, cu Neacostică Secund, un om foarte, foarte bun antrenor. Angelo. Foarte bun. Un pedagog extraordinar. Înțelegea jucătorul, știa, vorbea, tactician bun. Nu era, nu, partea fizică nu prea, dar era domnul Boiț, care preparator ocupă, fizic. Da, deja era domnul Viorel Boiț la echipă. Da, el tot timpul a fost. L-a prins din 75. Da, tot timpul a fost. Așa. Și cam așa, asta, și mi se pare că atunci trebuia să câștigăm campionatul, da. Am pierdut la Muștar. Ați terminat pe locul 3. Pe 3, da. A fost un celebru meci la Târgoviște, pe final, da. De campionat, penultima etapă, dacă nu mă înșel, sau antepenultima. Penultima. Unde... Nu. Antepenultima. Nu. Antepenultima. Da. Legenda spune că meciul ar fi putut fi aranjat, dar n-a vrut Angelo. Târgoviște nu mai avea nicio emoție, va termina pe locul 6 în clasamentul final. Avea emoții. Târgoviște trebuia să nu piardă cu noi. De indiferent. Ce? Pentru că dacă pierdea cu noi, avea un meci foarte greu cu Iașul acasă, care putea era la retrograd. Târgoviște mai putea intra la retrogradare. Sigur, îi puteau să intre la retrogradare. Da. Pe clasament. Bine, atunci distanța era mult mai mică între echipe, se dădeau două puncte la victorie. Deci știu clar că problema era. Problema a fost că noi, nu știu, asta, șmecherile astea sunt culise de asta, dar oricum la domn profesor nu mergea așa. Știu. Nu puteai să mergi cu șmecherii. Trebuia să fii corect, să-i spui exact și eu am mai greșit. Am plecat odată ne-am întâlnit cu Balaci și am plecat așa, în oraș. Cu legendarul Ilie Balaci. Da, am plecat la Craiova. Am venit, m-a luat de la... Noi jucam în cupă la Craiova cu Steaua și ei au jucat în cupă cu Aradu, cu UTA, la Timișoara. Așa se juca. Noi am rămas acolo pentru că după meciul cu Steaua trebuia să mergem la București să jucăm cu Sportul. Și ei au revenit acasă, că aveau meci acasă. Și ne-am întâlnit și am plecat și am ajuns mai târziu, pe la 12 noapte, toată lumea. Și atunci, a doua zi, m-am dus și i-am spus adevărul, că ce s-a întâmplat și asta. Ați avut onoarea să beți un pahar de vin cu legendarul Ilie Balaci. Da, noi am fost foarte buni prieteni. Da, și cu Stelica Angel știu că a fost prieten bun. Da, nu, noi am fost prieteni pentru că am fost de la juniori. Stați un pic, ați fost în Naționala de juniori? Nu chiar. Am fost acolo la asta pregătit. Nu la trial, pentru că eu jucam în divizia. Da. Eram singurul care jucam în divizia. El era mai mic cu un an. Da, e 5-6 septembrie. El 56, mai mic cu un an. S-au împlinit 2 ani de la... Și juca la tineret. Eu
în 72 atunci trebuia să joc, era cu Marcel Răducanu, cu Aelene, că ei erau mai mari acolo, și el a fost adus și el. Dar eu m-am îmbolnăvit de hepatită, cum ți-am spus, și am pierdut contactul, nu? Iar el n-a fost reținut în lot. În lotul ăla când a plecat în Italia, la Via Regio, era un tunel. Și atunci am venit acasă, nu, și el în primăvară, în 73, în 73 în primăvară, atunci l-a încercat, mi se pare, l-a încercat domn profesor Cernăianu, era antrenor, l-a încercat la un turneu la Pitești, unde era OFK Beograd, a venit Piteștiu, Craiova și nu știu a patra echipă, cred că era Honvéd sau nu știu care de la Ungurii. Din Ungaria. Erau țări. Și acolo a jucat foarte bine el. Avea 16 ani. Și atunci a debutat în divizia A, în septembrie, l-a luat la echipa mare și a jucat. După câteva luni, în primăvara 74, în 6 luni a jucat în Național. Naționala mare, debutat de Valentin Stănescu. Da, este un talent extraordinar. Bun, foarte bun. Din păcate s-a terminat în 84 cu acea accidentare groaznică de la Baia Mare și cariera lui atunci. Suntem la finalul acestui episod. Vom vorbi în episodul viitor despre mai mult despre acest sezon 77-78, care a fost unul de excepție pentru fotbalul timișorean, când cu toții a fost un 4-1 cu Steaua. 3-1 pe Dinamo, mi se pare că i-am putut. Ca să terminăm cu meciul de la Târgoviște, ați pierdut 3-1 în meciul ăla. Da, am pierdut 3-1, de ce? Pentru că au jucat atunci. Da, am jucat și eu. Am avut probleme mari. Probleme mari, au jucat foarte urât. Da. Au tras pentru Steaua. Da, nu știu, era Proca. Pe Dembrovski, lor accidentat aici, grav, cum era pista de zgură, l-a aruncat pe pistă, pe tot acolo. Angela a ieșit cu entorsă, eu am făcut entorsă în timpul jocului și erau două schimbări și a trebuit să rămân până la sfârșit în teren, pentru că nu mai erau două schimbări și asta. Lața a fost iar accidentat. Țin minte că din cauza asta am pierdut la Dinamo imediat pe urmă 2-1 sau 3, nu mai știu cât, 3-1. Și ultima etapă acasă, fiindcă nu am, vreo 4 inși n-am jucat și asta, am făcut 1-1, că de-aia am terminat pe locul 3. După 3. Steaua care ia titlul și FC Argeș locul 2. Da. Steaua și FC Argeș la egalitate de puncte primele două, Poli pe 3. Mai voiam să spun. Să spunem că la CS Târgoviște în poartă Narcis Coman, care era într-o formă extraordinară în acel an, la finalul lui 78, va fi declarat cel mai bun fotbalist român al anului. Da. Aveau și antrenor bun. Nicolae aveau pe Proca. După aia la Steagul Roșu, parcă a fost el. De la Steagul Roșu. De la Steagul Roșu a venit. Steagul Roșu ajunsese cu Steagul Roșu în cupele europene, dacă țineți minte. Că juca cu Inter, cu Beşiktaş. Și cu Inter Milano, parcă. Nu, cu Inter a fost mult după Revoluție. Mult după. Cu Beşiktaş. Da. A jucat. Revenim pentru miercurea viitoare cu un nou episod. Nu înainte de a vă invita luni să vedeți Tribuna Polisportivă și nu înainte de a vă dori multă sănătate.